Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al dezvoltării regionale și al administrației publice, a semnat astăzi la Consiliul Județean Vâlcea contractele de finanțare pentru reabilitarea prin Programul Național de Dezvoltare Locală a două drumuri județene. Este vorba de drumul județean 677A, Crețeni-Mrenești-Izvorul-Nemoiu-Amărăști-Glăvile, Cermegești-Peșteana-Șirineasa, cu o valoare de peste 97 de milioane de lei, și de drumul județean 658, Guravăi-Malu-Vârtop-Hotarele-Muireasca, Glăvile, Mănăstirea Frăsinei, cu o valoare de peste 57 de milioane de lei. Acestea sunt doar două din cele 204 proiecte obținute de județul Vâlcea prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Valoarea totală a acestor proiecte ce se vor realiza în județ în perioada următoare depășește 7.500 de miliarde de lei vechi. Vorba despre 12 drumuri județene, adică 2.080 de miliarde de lei vechi, este o sumă record. 36 de drumuri locale, peste 1.700 de miliarde de lei vechi, în 32 de localități, 64 de unități de învățământ, aproape 1.000 de miliarde de lei vechi, și aici ne referim la construire, reabilitare, modernizare, dotare, extindere, două creșe, 16 grădinițe, 39 de școli gimnaziale, 7 licee, în 40 de localități din 89. De asemenea, 27 unități sanitare, peste 312 miliarde de lei vechi, cabinete medicale, dispensare umane în 26 de localități, 29 de proiecte de alimentare cu apă și canalizare în 25 de localități, proiecte de rețea iluminat public stradal și 31 de poduri, podețe, punți, pietonale, aproape 600 de miliarde de lei vechi. Poduri din beton armat, podețe și punți pietonale. Și la nivelul județului Vâlcea, sigur că avem sume alocate. Așa cum spunea domnul președinte, în prima etapă, în PNDL, au fost alocați 477 de milioane de lei, iar în partea a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală vorbim de aproape peste 745 milioane de lei alocate pe toate aceste obiective. Ca obiective, în PNDL 2 vorbim deja de 204 obiective inițial finanțate. O să mă întâlnesc într-o discuție tehnică cu colegii mei primari din județul Vâlcea. Văd aici că 3 UAT-uri au renunțat la 3 proiecte, o PNDL, probabil că o să și aflu care sunt, ce s-a întâmplat, dar au renunțat. Văd aici Bărbătești, școală, Bușoieni, Pod Beton și Milcoiu, drum comunal. Nu știu de ce s-a renunțat, pentru că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat pe data de 1 iulie 2017. Ne apropiem de 1 iulie 2018. Eu am acceptat acest termen, ca toți colegii primari, sigur, sunt o serie de documente care trebuie să le aducă. Le-am cerut la unul dintre o serie de clarificări și am avut toată răbdarea ca în toată țara toți primarii să semneze contractele pe Programul Național de Dezvoltare Locală. La semnarea acestor două contracte au fost prezenți și primarii localităților prin care trec aceste drumuri județene. În acest context, Paul Stănescu a ținut să precizeze că pe PNDL banii nu au fost alocați pe criterii politice de niciun guvern și a încurajat pe cei prezenți la întâlnire să apeleze la Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice pentru orice problemă care ține de resortul ministerului, cât și la problemele care pot apărea pe parcursul derulării unor proiecte aflate în finanțare sau la start. Astăzi s-a dat startul petrecerii pe care autoritățile locale din Râmnicu-Vâlcea au pregătit-o pentru a sărbători cei 630 de ani, care se împlinesc pe 20 mai de la prima atestare documentară a municipiului. Chiar domnitorul Mircea cel Bătrân, întruchipat de un actor al teatrului Ariel, a fost cel care a condus alaiul de oficiali ai localității care au defilat pe străzi cu acest prilej. Ziua bună și voi frumoase, doamne și domnițe! Să ne trăiești, Maria! Pentru că s-a învoit domnia mea să facă o mănăstire aici, lângă muntele numit Cozia, m-am nevoit a veni în orașul mult iubit inimii mele, Râmnic, pentru a întocmi în scrisul și pentru a ne întări în voiala după dată. Iom, Mircea, voievod și domn peste toată țara Ungrovlahiei, încă și peste părțile Tătărești și de peste munți,
și de ambele părți ale Podunaviei și încă până la Marea Cea Mare. Să mergem, dar sunt tot mim înscrisul. Seria de evenimente culturale și sportive ce se vor desfășura pe parcursul întregului weekend a debutat în această dimineață cu o ședință festivă a Consiliului Local al municipiului. Invitații au fost reprezentanții ai conducerii județului Vâlcea, dar și ai orașului grecesc Agios Nicolaos, care se află zilele acestea în Râmnic pentru a discuta despre o posibilă înfrățire a celor două localități. În vremea domnitorului Mircea cel Bătrân, cel căruia îi datorăm prima atestare documentară a Râmnicului, Valahia a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din Râmnicul meu. Să luăm acest exemplu și să facem la rândul nostru tot ce ne stă în putere cu care Râmnicul zilelor noastre să fie mai bogat, mai frumos decât a fost vreodată. Este cel mai bun mod de a sărbători. De zilele Râmnicului, acest oraș minunat și oameni săi minunați. La mulți ani Râmnicul Vâlcea, la mulți ani tuturor râmnicelor. Zilele acestea se anunță a fi zile foarte frumoase la Râmnicul Vâlcea. Am văzut programul pregătit pentru această perioadă. Și sunt convins că vâlcenii se vor alătura nouă în a petrece zile deosebite, deosebit de bine pregătite, zile de sărbătoare. Așadar, privim în istorie recunoștință și cu respect. Iar noi, cei de astăzi, cei prezenți aici, să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca prin faptele noastre, prin ceea ce facem noi astăzi aici, atât noi, dar și cei care vin, generația tânără în urma noastră, să găsim puterea de a privi cu mai multă încredere în viitor. În viitorul orașului, al județului și în viitorul României. Prin suflul acesta pe care îl vedeți, el amintește așadar pentru prima dată Râmnicul aici undeva, se vede moara la Râmnic. De fapt, el este copiat din slava veche, tot în chirilică, în această frumoasă caligrafie chirilică, cu litere slavone, dar astfel cuvintele sunt românești. Se păstrează textul acesta și în codica mănăstirii Cotia. Deci Mircea o înzestrează cu moșii și cu tot ce era de trebuință. În acest fapt mai apar Călimăneștiul, pentru prima dată de aceea și acest oraș își sărbătorește acum 630 de ani, Jiblea, Sac, Seaca, Orleștii și Hinătești. Trebuie să spunem că la Hinătești era o curte boierească foarte veche și ea apare în document. Râmnicul apare astfel ca al treilea oraș menționat cronologic în istoria țării românești. Și acest lucru trebuie să ne bucure în acest Hristov, după Câmpul Lung și Curtea de Argeș. De altfel, la 8 ianuarie 1392 apare pentru prima dată menționată tot într-un document al lui Mircea și tot legat de Mănăstirea Cotia și prima menționare a județului Vâlcea. Primul județ menționat, pentru că Jaleșul, fiind menționat mai înainte, județul Jaleș s-a desfințat, așadar Vâlcea este primul județ menționat în document. Aș vrea să mulțumim pentru invitația voastră să fim aici în zilele Râmnicului, pentru foarte, foarte important în zilele pentru voastre. Suntem aici în ocazia de înfrățirea orașelor Râmnicul Vâlcea aici în Nicolaos. Aici în Nicolaos are mult, aș vrea să venim aici să vedem cum putem să colaborăm și să vedem cum cultura românească, grecească, poate să fie împreună. Mulțumim foarte mult pentru ospitație și vă invităm să vizitați orașul nostru aici în Nicolaos și să sperăm să putem să răscumpăm ospitația voastră. La mulți ani și mulțumesc!
Domnii și domnițe, personaje coborâte parcă din istorie, i-au însoțit apoi pe oficialii orașului în parada către statuia voievodului Mircea cel Bătrân din parcul central al orașului. Aici, hrisovul domnitorului în care a fost menționat numele râmnicului a fost înmânat actualului conducător al orașului, primarul Mircea Gutău, în cadrul unei scenete pusă în operă de actorii teatrului Ariel. Armași! Pe teatru! După îndelungă cugetare, am socotit că acest cinstit Hristov nu ar putea să aibă mai bun păstrător decât pe primus inter pares. Și așa că socotim să dăm acest Hristov pe păstrare domnului Mircea Gutău, primar al Râmnicului. Hai, viva! 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 Acesta a fost însă doar începutul unei petreceri ce se anunță a fi una de pomină în oraș. Concerte de muzică ușoară, clasică și populară, competiții sportive, proiecții de filme, parade cu mașini de epocă sunt doar câteva dintre evenimentele pe care conducerea municipalității le-a pregătit pentru această sărbătoare în cele 3 zile de weekend. Nu va lipsi însă nici focul de artificii care va încheia sărbătoarea Râmnicului duminică seara. De zilele Râmnicului, muzeele din oraș rămân deschise pentru public o noapte întreagă. Conducerea Muzeului Județean Aurelian Sacerdoțeanu anunță că noaptea de sâmbătă spre duminică va fi una albă la toate instituțiile muzeale din Râmnic, astfel că toți cei care vor să vadă colecțiile acestora târziu în noapte vor avea accesul gratuit. Cu această ocazie, râmnicenii vor putea să viziteze gratuit muzeele noastre. Vor fi deschise Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Casa Memorială Anton Pana. Tot pentru a sărbători cei 630 de ani de la atestarea documentară a Râmnicului de luni 21 mai, la Muzeul de Artă Casa Simian va fi deschisă o expoziție de icoane tradiționale realizate de iconari care fac parte din celebra școală de la Vlădești. Expoziția va putea fi vizitată timp de o lună. Centrul orașului Ocnele Mari își schimbă înfățișarea. Edilul localității anunță că de luni 21 mai vor începe lucrările de modernizare a centrului civic din stațiune. Cu bani din bugetul propriu, autoritățile vor modifica total înfățișarea acestei zone. Vor fi realizate parcări, fântâni arteziene, iar trotuarele vor fi lărgite și asfaltate. Investiția modernizarea centrului civic în orașul Ocnele Mari, amenajament în fața Casei de Cultură și Primărie, se face din buget local. Locurile de parcare sunt peste 60-70, fiindcă vor veni în fața primăriei, pe lângă Casa de Cultură. După aceea urmează investiția în modernizarea trotuarelor de la șire de la Salină până la podul Bogomolea și Decantor, care vor fi cu parcări pe lateralul drumului, fiindcă în Ocnele Mari, după cum vedeți, traficul de turism este din ce în ce mai mare și noi ne-am orientat ca să le pregătim și aceste locuri de parcare. Lucrările se vor termina în cel mult 6 luni, spune edilul. Între timp, circulația în zonă se va desfășura cu dificultate, dar la finalul proiectului, Ocnele Mari se va putea mândri cu un centru civic modern, similar cu cele din celelalte stațiuni din țară, promit autoritățile. A fost ultima zi de muncă pentru cel mai longeviv director din Vâlcea. Gabriel Andreescu, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Vâlcea, va intra săptămâna viitoare în rândul pensionarilor. A decis că este timpul să se pensioneze după aproximativ 40 de ani de activitate, din care mai bine de 13 în fruntea Casei de Pensii. Domnule Andreescu, ultima zi de muncă la Casa de Pensii Vâlcea, cu ce gânduri părăsiți instituția după atâția zeci de ani de muncă? Da, într-adevăr, astăzi este ultima zi de muncă. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit aici. Știam de ieri, de fapt, acest aspect. Cu ce gând? Cu speranța că va decurge în continuare activitatea cel puțin la fel de bine ca acum. Ați fost și sunteți unul dintre cei mai longevi șefi ai șede deconcentrate din țară. Care este secretul dumneavoastră? Care a fost secretul dumneavoastră? Cum ați rezistat atâta timp?
Secret, nu e niciun fel de secret, e vorba de comportament în primul rând, e vorba de respect față de colegi în primul rând, deci în primul rând, e vorba de respect față de instituțiile statului, bineînțeles și asta până la un punct, în ce sens până la un punct, să știi atunci când vezi că nu merge ceva bine, să ai curajul să te exprimi, să spui ce nu merge bine. Eu așa am făcut de când mă știu, de când sunt în funcție și vă spun încă o dată că n-am făcut-o singur, am făcut-o cu ajutorul colegilor. Atunci când n-am știut ceva, când mi s-a pus o întrebare, zic, vă rog, așteptați un pic să mă consult, să nu știu ce. Și au fost și momente, au fost cazuri când, poate dacă dădeam răspunsul imediat, poate că era greșit, poate. Și în felul acesta am ținut cont de opinia lor și m-a ajutat foarte bine. Deocamdată nu se știe cine îi va succeda în funcție, dar Gabriel Andreescu speră ca noul director al Casei Județene de Pensii să fie desemnat din rândul angajaților. Dacă e să mi se ceară o opinie, o părere, dacă mi se cere, eu zic că cel mai bun lucru ar fi să fie cineva din cadrul instituției. De ce? Este foarte simplu, e foarte greu ca pentru cineva care ar veni din afară să se documenteze, să cunoască tot aspectul, tot amalgamul acesta de legislație și așa mai departe. Dacă ar fi cineva din interior, ar fi mult mai simplu pentru instituție să meargă bine în continuare și mai ales pentru relațiile cu autoritățile statului, cu presa, cu toată lumea. Ce faceți acum după ce vă pensionați? Care e primul lucru pe care faceți? Mergeți în vacanță sau? Primul lucru e să stau, să mă odihnesc un pic și după aceea voi vedea. Vă așteptați să vă mai sune telefonul, că multe persoane... Mă aștept, da. Sunt convins că mulți nu știu de acest aspect. O să răspund în continuare. Telefoanele le știu foarte bine, foarte mulți dintre și prieteni, și presă, și autorități ale statului. Voi răspunde, nu mă dau la fundația, să fie clar. Vă mulțumim mult și vă dorim pensie îndelungată. Vă mulțumesc mult și dumneavoastră să fiți sănătoși. Și mulțumesc pentru faptul că ați venit. Mulțumim frumos! Gabriel Andreescu a fost numit în funcție de director al Casei Județene de Pensii Vâlcea în anii 2000. Peste 11 milioane de lei, la atât se ridică datoriile râmnicenilor către APAVILE-SA Vâlcea. Astfel, pentru serviciile de apă și canalizare furnizate până la data de 17 mai, APAVILE are de recuperat peste 11 milioane de lei de la răuplatnicii din municipiul Râmnicu-Vâlcea, persoane fizice sau juridice. Cele mai mari restanțe, de aproape 7 milioane de lei, le înregistrează agenții economici. De asemenea, APAVILE mai are de încasat aproximativ 2,5 milioane de lei de la asociațiile de proprietari, peste 500 de mii de lei de la instituțiile publice și aproape 1,5 milion de lei de la casele particulare din Râmnicu-Vâlcea. Ca de fiecare dată, APAVILE-SA face apel către răuplatnici să-și achite în termen facturile pentru a nu risca aplicarea de penalități de întârziere, debranșarea de la rețeaua de apă și chiar acționarea în instanță în vederea recuperării sumelor datorate. Aproape 21 de milioane de lei, la atât se ridică datoria pe care râmnicenii persoane fizice și juridice o au către CET Govora. Astfel, la data de 17 mai, restanțele către CET Govora se ridicau la aproape 21 de milioane de lei pentru apa caldă de consum și agentul termic pentru încălzire furnizate în sistem centralizat, pe primul loc în topul datornicilor, aflându-se asociațiile de proprietari sau locatari și casele particulare din Râmnicu-Vâlcea, cu datorii de peste 17 milioane de lei. De asemenea, CET Govora mai are de recuperat peste 1 milion de lei de la agenții economici și 2,5 milioane de lei de la unitățile bugetare. Ca de fiecare dată, șeful termoficării urbane, Ion Cocleț, face apel către răuplanicii din municipiu să achite cât mai mult din valoarea restanțelor, altfel riscă să le fie sistată apa caldă de consum sau chiar să fie acționați în judecată, pe rolul instanțelor aflându-se deja 10 de dosare. Misiune mai puțin obișnuită pentru pompierii vâlceni. Joi 17 mai, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea au salvat de la înec o căprioară. Animalul hăituit de câinii maidanezi și-a găsit refugiu tocmai pe malul lacului Ostroveni. Inspectoratul a fost solicitat pentru salvarea unei căprioare căzute în lacul Ostroveni. S-a intervenit cu ajutorul unei bărci pneumatice, aceasta a fost prinsă de către colegi, neavând nicio vătămare, aceasta a fost eliberată în pădurea din apropiere. Cum a ajuns în lac? Se pare că a fost fugărită de niște câini și a sărit în
practic pe marginea lacului. În urmă cu câteva săptămâni, pompierii au salvat de la înnec și un câine de rasă care căzuse într-o fântână. Meci de retragere de gală pentru Simona Gogârlă, vicecampioana mondială cu naționala de handbal. Aceasta se retrage oficial din activitatea competițională duminică în cadrul unui eveniment caritabil ce va avea loc la Sala Sporturilor Traian. Alături îi vor fi mai multe jucătoare care au scris istorie în handbalul românesc, printre care Edith Matei, Stâncuța Guiu, Clara Vădineanu, Carmen Amariei, Iulia Curea, Luminița Huțu-Pandinu, Paula Ungureanu sau Victoria Bora. Meciul este un prilej pentru gloriile handbalului românesc să întindă o mână de ajutor lui Aian, un băiețel de 8 luni grav bolnav. Este vorba despre două evenimente. Primul, un meci caritabil pentru Aian, unde dorim să aducem cât mai mulți oameni alături de noi pentru a-i da o șansă lui. Și al doilea, meciul meu de retragere, care, sincer să vă spun, am dorit să-l fac. Mă gândeam, dar nu acum, dar la rugămintea lui Dragoș am acceptat, ajutându-l și pe acest copil. Practic, în 1993 am venit la Râmnicu Vâlcea, iar în 1994 am câștigat pentru prima oară, sau am îmbrăcat pentru prima oară tricoul de campioană națională a României și la junioare și la senioare. Deci aici am simțit ce înseamnă handbalul în adevăratul sens al cuvântului, ce sacrificii cere, câtă muncă trebuie să depui și recompensele pe care le primești în urma muncii depuse. Am avut parte sau de mulți susținători, de foarte mulți oameni minunați. Am avut alături suporteri care, nu știu, poate nu aș fi crezut că aș fi putut să-i am, dar le mulțumesc din suflet. Le mulțumesc tuturor că ne-au susținut la meciuri poate mai puțin bune, mai bune și foarte bune. Le mulțumim că sunt alături de noi și duminică la ora 15. Și să sperăm că o să avem într-un număr cât mai mare. Am trăit alături de ei momente minunate, momente extraordinare, pe care nu cred că le-aș fi putut trăi vreodată. Sunt foarte bucuroasă că pot să particip la aceste evenimente, mai ales fiind vorba de un copil. Eu am citit, deocamdată nu cunosc copilașul, dar sper că să am timp ca să-l cunosc. Și al doilea eveniment, fiind retragerea Simonei, știu că pentru fiecare sportiv este așa ceva de suflet și care a adunat multe amintiri acolo. Eu totuși sunt din altă generație, ele sunt mai tinere, sunt mai din generația, să zic așa, de dinozauri, dar sunt bucuroasă că practic fac parte din generația care a deschis porțile pentru performanță pentru ele. Simona a avut o carieră foarte frumoasă și chiar sunt bucuroasă că merită o retragere pe măsură. Până acum s-au vândut câteva sute de bilete, dar vâlcenii care vor să ia parte la meciul de retragere organizat pentru Simona Gogârlă și în același timp să întindă o mână de ajutor micuțului Aian își pot procura bilete și duminică, începând cu ora 12, de la Sala Sporturilor Traian. În acest moment s-au vândut în jur de 400 de bilete. Am început în urmă cu o lună să vând bilete prin mai multe locuri. Dar, așa cum v-am spus, duminică de la ora 12, cu siguranță oamenii vor lua cu asalt casele de bilete. Pe lângă casa de bilete actuală, o să amenajăm și noi un stand, ca să le fie oamenilor mai ușor să nu se formeze cozi. Care este prețul unui bilet? Prețul unui bilet este 10 lei. Așa cum am mai spus, vor fi evenimente și pentru copii, adică vom avea mascote Disney, picturi pe față, baloane modelabile, dans modern, zumba, Tudorel Popa, sunt mai multe surprize. Dans brazilian, show de laser, adică va fi și un spectacol frumos. Sperăm din tot sufletul și eu sper să vină foarte multă lume, mai ales că publicul de aici din Vâlcea a fost mereu alături de noi, atât la bine, dar mai ales la greu. Și din câte am auzit, s-au vândut doar 400 de bilete. Cam dezamăgitor pentru mine.
400 de bilete sunt foarte, foarte puține, dar sper din tot sufletul duminică să vină să se umple sala. Pentru că sunt două evenimente, unul scop caritabil pentru acest băiețel, sperăm să se adună cât mai mulți bani să putem să-l ajutăm. Vă rog, susținătorii echipei de handbal Olchim și echipei HCM să vină alături de noi. Cred că Ian merită o șansă și punând mână de la mână să contribuim la strângerea acestor bani ca copilul acesta să aibă o șansă la viață. Ayan a fost diagnosticat imediat după naștere cu o boală genetică rară care îi afectează musculatura corpului și care nu poate fi tratată în România. Pentru a supraviețui, micuțul are nevoie de un medicament, al cărui cost ajunge la 240.000 de euro pe an. De la stadionul din Zăvoiul Vâlcean, una dintre cele două locații care găzduiesc o importantă competiție rezervată fotbalului juvenil. Cupa Speranțelor a ajuns în acest an la cea de-a patra ediție și va reuni la start aproape 100 de echipe venite din toate colțurile țării. Întrecerea se derulează pe parcursul a două weekenduri pline, iar organizatorii au pregătit prețiosul trofeu în 6 exemplare pentru tot atâtea categorii de vârstă. Trei dintre acestea își vor desemna câștigătorii în urma jocurilor din perioada 12-13 mai. Arena din Zăvoi găzduiește două întreceri, este vorba de grupele de vârstă 2006-2011. Bogdan Mihalache, Narcis Enăchescu, Adrian Savu și Alin Savu alcătuiesc careul de aș al antrenorilor vâlceni în ceea ce privește fotbalul juvenil în Râmnicu Vâlcea și nu numai. Cei patru sunt principalii organizatori ai competiției care în acest an va aduce pe cele două stadioane vâlcene peste 1000 de copii. Mulți parteneri valoroși au contribuit decisiv la reușita acestei acțiuni. Federația Română de Fotbal, Primăria Râmnicu Vâlcea, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Asociația Județeană de Fotbal și Clubul Sportiv Hidro Râmnicu Vâlcea. La grupa de vârstă 2006, marea finală s-a disputat între LPS Pitești în echipament predominant galben și Clubul Sportiv Școlar Craiova. A fost 1-1 la finalul timpului regulamentar, astfel că prețiosul trofeu avea să fie adjudecat în urma loviturilor de departajare. Loteria respectivă a dat câștig de cauză echipei argeșene. O victorie frumoasă, cum a fost pentru dumneavoastră acest turneu? Foarte obositor în primul rând, dar când am terminat cu victorie, copiii sunt fericiți, părinții sunt fericiți, facem sport, aer liber și mergem acasă acum. Luăm cupa și mergem acasă. Un turneu foarte bun, în primul rând, foarte frumos și destul de greu. Un turneu greu, într-un final am reușit să câștigăm, dar este bine că am reușit și suntem campioni. Pentru mine acest turneu a fost foarte greu, dar mobilizându-ne am câștigat turneul. Pentru noi turneul ăsta a fost greu, dar norocul nostru că am câștigat. Foarte bun, îi mulțumesc echipei și domnului Sorilor și sper să continuăm tot așa.
Pentru mine acest turneu a fost un turneu de vis. Nu pot să-l descriu. Mulțumesc antrenorilor și echipa. În întrecerea piticilor în vârstă de 7 ani, Sport Team din Timișoara în echipament alb și Dănuț Coman 1 Pitești și-au disputat marea finală și de această dată emoțiile s-au dus până dincolo de timpul regulamentar, pentru că jocul s-a încheiat la egalitate 2-2. S-a dovedit încă o dată că Banatul este fruntea, echipa din Timișoara reușind să intre în posesia Cupei Speranțelor 2018. Felicitări, ați câștigat acest turneu, ce ne puteți spune? Nu spun că a fost organizat foarte bine din partea celor de la Hidro Vâlcea. Zic că copiii mei s-au comportat foarte bine în acest turneu și meritau să-l câștige. Acum, Ana, pot să fiu și un pic, cum îi spune, părtinitor. Mi-a plăcut cel mai tare meci, n-am câștigat niciodată cu Dani Coman și mă bucur tare mult că mi-am ajutat echipa. Valencia Timișoara. Mie bine. Mă bucur că echipa mea a câștigat și că am dat gol. Și am bătut pe ăștia. Frumos! Am dat 2 goluri la meciul cu... Hai toți, cine ne-a vorbit să vorbească? Eu! Foarte frumos. De ce ai vorbit, David? Pentru că am câștigat. Fain. Și că mi-a plăcut. El nu a jucat. Bani. Și sunt bucuros că am jucat în meciul ăsta. Fain. Mă bucur că am câștigat și că mi-am ajutat echipa. Și că am dat multe goluri. Nu, el a fost. El a fost. 4 goluri. Fain. Pentru că am dat și un gol și că am câștigat. Am dat și eu un gol. Am reușit să dau și eu un gol. Pentru că mă bucur și eu să-mi ajut echipa, pentru că îmi place foarte mult cupele. Fain. Mă bucur că am câștigat și că m-am ajutat echipa. Fain. De ce? Pentru că am câștigat cu echipa mea și că am dat multe goluri. Baza sportivă Hidro din Râmnicu Vâlcea este locația în care se întrec cele 16 echipe, care au în componență jucători născuți în anul 2008. Așadar, cei în vârstă de 10 ani s-au întrecut pe arena din nordul Râmnicului, acolo unde am reușit să prindem 2 dintre jocurile de clasament. În ambele partide am găsit la lucru câte o echipă vâlceană, juniorul respectiv Hidro iSport. A fost o experiență frumoasă, mai ales când am dat golul la penalti și colegul meu în meciul trecut s-a lovit foarte rău la umăr, i-a sărit umărul. Foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult golul de David de penalti și speram să se facă bine golul nostru. A fost foarte frumos, palpitant și foarte multe ocazii. Foarte multe ocazii. A fost frumos acest meci, dar din păcate meciul trecut s-a lovit băiatul, speram să se facă bine, dar a fost frumos, mi-a plăcut golul colegului meu din penalti. A fost foarte frumos, îmi pare rău că am ratat când am avut ocazia. Mă bucur că am câștigat. A fost un meci dificil, dar din păcate colegul nostru în meciul trecut s-a lovit și speram să se facă bine. Am câștigat și speram să câștigăm și la meciul următor. În cele din urmă, cei de la Hidro iSport aveau să încheie competiția pe locul al treilea, după învingătoarea Dani Coman Pitești și ocupanta locului secund Inițio București. Am revenit pe arena din Zăvoi, aici unde, cel mai așteptat moment, festivitatea de premiere va începe în câteva momente.
Așteptată cu mare interes, festivitatea de premiere a fost oficiată de reprezentanți ai instituțiilor care și-au adus o importantă contribuție la reușita acestei competiții. Inspector școlar general Andra Vică, Marius Țuca, director în cadrul primăriei, directorul DGTS Bogdan Marinescu, președintele clubului sportiv Hidro Constantin Lazar și, nu în ultimul rând, reprezentantul Federației Române de Fotbal Ion Jolgău. Cel mai plăcut moment de a premia atât câștigătorii cât și învinși. De asemenea, am reușit să organizăm și această ediție 2018 a Cupei Speranțelor. Locul 3, gazdele Iceport Hidro Râmnicu Vâlcea. Campionii Cupei Speranța Under 10, ediția 4-a, Dani Coman Pitești. Felicitări! Campionii ediția 4-a Cupei Speranța Under 12, LPS Pitești. Felicitări! Și locul întâi și câștigătoarea ediția a 4-a Cupei Speranțelor, FC Sporting Timișoara. Antrenor Cristi Mânaru. Felicitări! Sunt foarte mulțumit pentru că s-a încheiat cu bine. Am avut foarte multe echipe și mă bucur că am făcut, că am reușit să strângem foarte multe echipe la cea mai mică categorie de vârstă, la grupa 12. Am avut partenerii tradiționale noștri și în principal vreau să mulțumesc Federația Română de Fotbal, domnului Jolgău care a fost aici, domnului președinte, colegilor mei din comitetul de organizare și tuturor partenerilor care au fost alături de noi. În fericire pentru noi, a cea a patra ediție a Cupei Speranțelor. Suntem bucuroși că am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus. Dacă anul trecut am adus la Râmnicu Vâlcea 50 de echipe, anul ăsta în cele 3 ultime de competiție să ducem în jur de 100 de echipe, aproximativ 2000 de copii din toată țara. Obiectivul pe care l-am propus anul trecut, se pare că l-am realizat. Mulțumesc colegilor mei cu care am mers la competiție, mulțumesc primăriei Râmnicului care ne-a pus la bază, la dispoziție baza din Zăvoi, celor care ne-au ajutat pentru copii cu produse, cu apă, sucuri, dulciuri, AJF-ul de GTS-ului care ne-a sprijinit cu ce înseamnă această competiție și, în primul rând, copiilor care au jucat și sunt mei. Îl spun și la urma urmei, la vârsta asta, plăcerea este mare. Important este să particip. Contează mai puțin cine câștigă, fiindcă de la an la an se pot produce schimbări biologice și nu ăsta e scopul numesc al părinților atunci când își dau copii la fotbal și ambiția fiecăruia este, cred eu, de a ajunge să joace în echipa națională. Cupa Speranțelor va continua în weekendul 19-20 mai, atunci când vor intra în competiție grupele de vârstă 2007-2009-2010. Atât de la Arena din Zăvoi pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.
Bun găsit de la Sălătruce la aici, unde Liga 5-a Vâlceană la fotbal își consumă unul dintre jocurile etapei cu numărul 17, Seria Nord. Gazdele de la Alutu sunt pe locul 5 în clasament și vor primi vizita ocupantei poziția a doua, Forestierul Romani. Întâlnirea va fi condusă la centru de Alin Croitoru din Băbeni, ajutat la cele două linii de Răzvan și Claudiu Apostolescu, ambii din Râmnicu Vâlcea. În partida din turul campionatului, forestierii s-au impus pe teren propriu cu 4-3. Pentru al doilea weekend consecutiv ne-a fost dat să asistăm la un nou joc cu incidente nedorite și încheiat cu retragerea de pe teren a echipei oaspete. Dacă la Valea Mare, cavalerul Trac Cernișoara a abandonat lupta cu 12 minute înainte de pauză, la Sălătrucel, cei de la Forestierul Romani au făcut-o în penultimul minut al partidei cu Alutus. Până atunci însă am asistat la un spectacol sportiv deosebit, cu 5 lovituri de pedeapsă, una ratată, 3 transformate și ultima neexecutată. La jumătatea primei reprize, Bodescu a trimis de pe dreapta în fața porții, acolo unde Lucescu a deviat atât cât a fost necesar ca oaspeții să deschidă scorul. Cu puțin timp înainte de pauză, gazdele au obținut un penalti. Execuția i-a aparținut lui Adrian Bănățeanu, care a șutat puternic, dar alături. A fost 0-1 la pauză, motiv pentru care, în debutul actului secund, gazdele au luat cu asalt poarta forestierilor și aveau să obțină un penalti. De această dată, executantul a fost Alin Albu, cel care a transformat impecabil și a restabilit egalitatea. Același jucător a scos o nouă lovitură de la 11 metri. Tot el a transformat-o și scorul a devenit 2-1 în favoarea gazdelor. A patra lovitură de pedeapsă a venit la cealaltă poartă, acolo unde Florea Popescu a fost faultat în careul advers. Gheorghe Bodescu a transformat și a restabilit egalitatea. Rămânem la aceeași poartă, acolo unde, cu 5 minute înainte de final, Alin Bolca a verticalizat în fața porții. Bodescu a trimis spectaculos cu capul peste portarul Marius Nicula, astfel că forestierii au întors rezultatul și conduceau cu 3-2. În minutul 89, un nou penalti acordat gazdelor a încins spiritele și echipa oaspete a decis să părăsească terenul. Un meci cu un final neașteptat, ce ne puteți spune? Sorumna, a fost un meci aprig disputat, un meci cu multe polițe de plătit, de ce pot să vă spun. În meciul turc, când am jucat la ei, au făcut o presiune extraordinară pe arbitrii, au jucat urât, au lovit și mă așteptam să se întâmple așa ceva, dar nu să se termine meciul înainte de flerul de final, de ultimul fler al arbitrului. În schimb, un arbitraj foarte corect. Văd că nu le-a convenit arbitrajul, ceea ce ei se obișnuiesc să dea turcii vor ei și invers nu. Mai pot să spun că în prima repriză am făcut un joc puțin mai slăbuț. Am avut și un penalti care l-am ratat, care presupun că dacă nu îl ratam, altfel era și presiunea în teren și jocul repriza a doua. Am putut să revenim. A fost bine că am putut reveni. A început echipa, a doar să se joace, mă bucur pentru rezultat, oricum trebuia să executăm penaltul și presupun că oricum era gol, să termina egal, acum depinde să se decidă rezultatul la comisiile de specialitate, la AJF. S-a întâmplat acest incident foarte neplăcut, care nu sunt de acord cu așa ceva, nici nu l-am văzut că intră, individul respectiv nici nu mă gândeam că mai vine, pentru că s-a întâmplat asta la echipa noastră. El a trecut de partea altor doi jucători care nu mai evoluează la noi din retur. Și în momentul când a jucat la echipa respectivă, el făcea galerie la cei doi jucători. Astăzi când l-am văzut, a venit la meci și striga hai Alutus. Am rămas puțin surprins de maniera lui, s-a sucit așa dintr-o dată, nu știu ce așa. Ceva. Îmi pare rău de incidentul care s-a întâmplat. Și sper că pe viitor să nu se mai întâmple. Victoria rămâne a noastră, doar că o să primim o amendă. Asta în mod sigur, că suntem la prima batere și presupun că n-are cum să suspende terenul. Îmi gândesc eu în sinea mea după ceea ce știu eu din regulamente. O să primim o amendă în mod sigur. Rezultatul o să fie 3-0 pentru noi, doar ce s-au retras. Așa gândesc eu. Dar totul se va decide la comisie, dar așa sper. Și pe viitor trebuie să, la meciurile astea așa mai tari, să-mi iau măsuri de precauție, să-mi aduc poliția să fie aici. Au fost solicitați la o intervenție, au trebuit să plece și exact pe finalul meciului s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cum a fost pentru tine acest meci? A fost un meci bun,
cu multă intensitate, păcat că s-a ajuns ca să intre suporterii pe teren să facă ce au făcut, pentru că noi alergăm, ne dăruim, ne zbatem și e posibil să pierdem meciul cu 3-0. În etapa următoare, Alotul Sălătrucel va juca în deplasare la Tineretul Surpatele. În același timp, vom asista și la derbiul campionatului Forestierii din Romani, urmând să primească vizita liderei Atletico Râmnicu Vâlcea. Atât de la Sălătrucel, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.